Merge, da? Stimați prieteni, bună ziua, sunt bucuros să vă salut la un nou eveniment, la o nouă emisiune, un nou episod al emisiunii Președintele Răspunde. Astăzi am hotărât să o facem live pentru a răspunde și la întrevederile jurnaliștilor, dar și la întrevederile care vin online. Eu cred că este bine că astăzi noi o facem live, pentru că sunt foarte multe întrebări în legătură cu ultimele evenimente, Curtea Constituțională, majoritate parlamentară, plecările din PD, deci eu cred că este o foarte bună posibilitate de a da poziția președintelui pe toate aceste subiecte. Deci eu propun să procedăm în felul următor. Eu voi răspunde la întrebările care au fost adresate de către colegii de mass media. Noi i-am rugat să acorde câte o întrebare. Aici sunt cineva încercat să acorde două întrebări. Noi să răspundem la câte o întrebare, nu vă sperați, stimați reprezentanți mass media, să răspundem la câte o întrebare din toate adresările pe care le-ați avut și după aceea o să începem să răspundem la întrebările care vin online. Așadar, haideți să începem. Prima întrebare în TV Moldova, care sunt perspectivele coaliției de guvernare după ultimele discuții mai aprinse în Sânul Democraților, plus plecările de ultima oră? Foarte bună întrebare și foarte actuală. Haideți să vedem care este situația la moment. În primul rând, ceea ce ține de disputele din interiorul partidelor. Practic, marea majoritate a partidelor care au fost la guvernare și apoi au plecat în opoziție, s-au ciocnit de conflicte interne. Prin aceasta au trecut, haideți să luăm, toate, majoritatea partidelor care din guvernare au plecat în opoziție. Evident că prin o astfel de perspectivă trece și Partidul Democrat. Pe mine mai puțin trebuie să mă intereseze ce se întâmplă în interiorul Partidului Democrat. Ei sunt o echipă, ei sunt un partid care trebuie să decidă ce doresc mai departe. Noi le-am oferit posibilitatea să fie membri ai coaliției de guvernare. Și comparativ cu alte oferte pe care le-au avut, ei, hai să spunem destul de sincer, și a spus-o recent și mi se pare că Filip, că ei sunt confortabil în această coaliție. Disputele lor interne, care au avut loc pe parcursul ultimilor luni, este treaba lor internă. Ei urmează să decidă. Pot să se mențină împreună suficient număr de deputați pentru a face majoritate parlamentară în continuare cu Partidul Socialiștilor? Atunci mergem înainte. Nu vor avea număr de mandate suficiente pentru a merge împreună și a susține guvernul care este, atunci evident că nu va fi majoritate parlamentară și va fi sau guvern minoritar, sau se va vota un alt guvern prin demisia acesta. Decizia le aparține celor din Partidul Democrat. Eu pot să vă spun la sigur că Partidul Socialiștilor din Republica Moldova este consolidat, echipa de 37 de deputați în frunte cu președintele partidului, în frunte cu colegii din teritoriu, am avut ședințe chiar ultimele 10 zile cu toți, și cu toți deputații, și cu toți colegii noștri din teritoriu, care la sigur acum ne privesc foarte mulți, noi, a noștri 37, suntem împreună. Ce vor face PD-ul? Că văd că astăzi au plecat 4. Și din 21 au rămas 17. Vor mai pleca 3-4, ține de problema lor internă. Dar, haideți să vedem câteva scenarii, pentru că asta e sensul întrebării. Ce cu coaliția de guvernare și ce va urma mai departe. Haideți să vedem care sunt scenarii. Scenariul numărul 1. Sunt suficienți deputați pentru a susține majoritatea parlamentară PSRM-PD și avea o majoritate stabilă pentru susținerea guvernului Chicu. Sunt multe discuții câți deputați trebuie să fie. Conform Constituției trebuie să fie minimul 51 de deputați. E clar că e la limită. Dar acest minim asigură funcționalitatea în continuare a guvernului. Al doilea scenariu. Pleacă din PD atâția deputați că coborăm sub 51 de mandate. Și evident că în cazul ăsta nu există suficiente voturi în Parlament pentru a susține guvernul. În acest caz sunt două, trei opțiuni. Prima opțiune. Continuă un guvern minoritar. Ce înseamnă guvern minoritar? Nu este majoritate parlamentară. Și guvernul când vine cu un proiect de lege în Parlament, discută cu fiecare fracțiune.
Dacă proiectul convine, atunci proiectul trece. Dacă nu convine, atunci nu trece. O astfel de situație noi am avut-o până în luna martie, anul curent. De noiembrie până martie. Asta este primul scenariu. Sau prima opțiune în caz dacă se pierde majoritatea parlamentară. A doua opțiune. 51, 52, 53 deputați care sunt din alte partide, iau decizia să dea vot de neîncredere guvernului. În cazul acesta, ei înregistrează moțiuni de cenzură, votează demisia guvernului și se începe perioada de instabilitate, care la rândul său poate să ducă sau la numirea unui nou guvern, sau la alegeri parlamentare începute. Dar, ca să fie foarte clar, a doua scenariu e instabilitate destul de mare în această perioadă. Eu cred că cei care au început toate aceste mișcări, din afara țării, din interiorul țării, doresc anume destabilizare. Care este probabilitatea votării demisiei guvernului? Și care este probabilitatea votării unui alt guvern? Opinia mea că în această situație, dacă continuă plecările din PD, cel mai probabil ajungem la alegeri parlamentare anticipate. Sau partidele de dreapta, Maia Sandu, trebuie să se așeze la masă de discuții cu Șor, cu Candu și cu cei care pleacă din PD. Dacă doamna Maia Sandu vrea să-și asume acest risc, să facă coaliție cu Șor și cu oamenii lui Plahotniuc, nu are decât. Atunci, în opinia mea, alegerile prezidențiale noi le câștigăm din primul tur. Dar decizia îi aparține. În același timp, doamna Maia Sandu are acum opțiunea, dacă dorește, în caz dacă mai pleacă deputați, să declanșăm alegerile parlamentare anticipate. Eu consider că dacă vor mai pleca deputați din PD, aceasta ar fi unica soluție corectă. Dacă nu există majoritate parlamentară stabilă, nu din fugari din partide, stimați prieteni, stimați concetățeni, nu din fugari din partide, repet, eu am spus-o încă anul trecut, că eu nu voi accepta majorități parlamentare din fugari, din cei care pleacă din partide și oamenii lucrul ăsta nu-și doresc. Coaliții se creează din partidii care au trecut în Parlament, nu din cei care fug dintr-un partid în altul și creează grupuri pro, contra și așa mai departe. De ce? În această soluție, în această situație, când au plecat din partide, când ajungem la ceva similar ce a fost în, vreau să vă amintesc, la ceva similar ce a fost pe timpul Plahotniuc. Când au trecut Partidul Democrat cu 17 deputați în Parlament, dar la anumite etape aveau deja 54. Eu cumpărat de peste tot, eu rupt, eu format. E că noi suntem în situația aceasta. Eu nu știu dacă e același cuclăvot, dar eu nu exclud. Dacă Maia Sandu e gata să facă cu tăța ăștia în majoritate parlamentară, lasă încerci și să-și asume pentru următoarea etapă, pentru următoarea perioadă. Dar eu consider, revin cu poziția, în caz dacă nu există partide, nu deputați care fug, nu există partide care pot să facă o majoritate parlamentară, atunci cel mai bine de dizolvat acest parlament și de mers la alegeri parlamentare împreună cu prezidențiale. Poziția mea, eu clar că ar fi bine să evităm alegerile parlamentare anticipate. Pentru că e destabilizare. Dar dacă deputații se duc și se dau cumpărați dintr-o parte în altă, atunci pentru ce trebuie nouă așa deputați în Parlament? Mergem la anticipate. La anticipate o să treacă două partide mari, socialiști și Maia Sandu, restul și adus o să facă politică din afară Parlamentului. Și poate asta e și soluția. Așa că mesajul către toți cei care mă privesc, haideți să luăm în calcul toate scenariile. Ori există majoritate parlamentară stabilă din partide, nu din transfugi, nu dintre ei care s-au vândut nu știu cât. Și atunci mergem înainte. Sau nu există majoritate parlamentară. Ne-am așezat. Am hotărât în Parlament candidata alegerilor prezidențiale împreună cu parlamentari. Cei care spun că nu e posibil, vă spun că lucrul ăsta este posibil. Este posibil. Este o decizie a Curții Constituționale din 2015, care spune că în ultimele 6 luni de mandat a președintelui se poate dizolva Parlamentul dacă nu se alege guvernul, dacă nu se alege la 2 încercări, în decurs la minimum 45 de zile.
Причение шоцем, видим, кент, фачем алигер президенциалем, прям кончипати, пи тот фугари ешь, аж мать дештепц, кари, у фак пи дештепц, я матурат, видим, чинь у кштига президенциале, а вен до у партии димарь, видим, кум мержи мать партии. Атунча есть то кларитач, атунча терминат ку тот, чей кари, прин анумити инструменти ш масур, но штим дикари, au făcut politică în ultimii 4 ani în Moldova și acum iar încearcă, nu știu de unde, din Miami sau de unde, încearcă să facă același lucru. Decizia va aparține celor de pe dreapta. Asta încheie ce ține cu prima întrebare. A doua întrebare, a doua sursă media, Unimedia. Ce urmează după decizia Curții Constituționale? Mai poate fi renegociat sau nu acordul rusesc? Și unii declară că Dodon a cumpărat Unimedia. Nu, eu am spus că să răspund doar la întrebare. Ну, кумпарату. Да ты зык, но я кумпарат. Не медиаш, ну-ка, ну, что, ну, что, на венчи фач. Пентру че? Фи, кари медиа се дисболты в бине Република Молдова. Ласа дисболты в континуаре. Дар интребарь имя импортанта, че урмезат по дечизе Курции Конституционали по кредиту русеск. Но я раз из демняца, мог то шединцы ку домну преминистру, ку коллеги Дингувер, ку домну опишините парламенту, астыз вы говорили о дискуссии ку журишни, noștri, inclusiv cei din Parlament, inclusiv cei din instituția prezidențială, pentru a lua o decizie în acest sens. Ce urmează după? Noi avem câteva probleme în sensul ăsta. Prima problemă. Avem în situația când 4 miliarde de lei de creditul rusesc a fost anulat, apare un deficit în buget de 4 miliarde. Eu am văzut că cineva spunea că tăieți aeropoartele, tăieți investițiile în drumuri. Nu ajută doar asta. Pentru că nu este bugetul în situația de la începutul anului 2020. Este un buget în situație de criză, de coronavirus, de secetă, de criză economică. Deci, evident că sau tăiem din cheltuieli, dar aici trebuie tăiate și cheltuieli sociale, care sunt foarte dureroase, sau găsim alte surse de acoperire acestei găuri. Care ar fi aceste surse? Sau ce vom face noi? Președintele țării, împreună cu guvernul, împreună cu domnul prim-ministru, va face tot posibilul pentru ca cheltuielile care au fost prevăzute să fie asigurate. Pot să vă asigur, stimați prieteni, că această guvernare, acest guvern, președintele țării, este în stare să asigure salariile, pensiile, plățile sociale și investițiile în drumuri. De unde bani? În primul rând, noi vom relua negocierile cu Federația Rusă. Cel mai probabil vom face acest lucru săptămâna viitoare. Și trebuie să relansăm aceste negocieri. Evident că noi nu suntem de acord și nu suntem mulțumiți de decizia care a fost luată ieri de Curtea Constituțională. Dar decizia a fost luată. Curtea Constituțională este un subiect separat și văd că este aici în întrebări. Noi trebuie să găsim soluții cum asigurăm stabilitatea bugetară în Moldova. De aceea, săptămâna viitoare, am putea, prin hotărâri de guvern, relansa negocierile cu Federația Rusă pentru acest credit. Paralel vom examina și alte surse de acoperire acestui deficit bugetar de cu alți parteneri. Dar eu sunt ferm convins că în cazul dacă se menține stabilitatea politică, adică este guvern, este majoritate parlamentară, noi soluții pentru aceste probleme le găsim. A treilea sursă media, Accent TV. Уважаемый Игорь Николаевич, комментируя вчерашнее решение эксперта, в один голос говорят, что КС создал опасный прецедент по пересмотру других международных договоров и соглашений. Как вы считаете, по поводу каких из них могут быть обращения в КС? Я полностью согласен, что вчерашнее решение Конституционного суда создало очень опасный прецедент. Вот я задам, может быть, риторический вопрос на данном этапе, но он вполне реальный. А если завтра кто-то запросит, или через год будет другой состав КС, Конституционного суда, через 2-3, и поставит под сомнение соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, потому что некоторые пункты этого соглашения противоречат Конституции. Или соглашение там об открытии офиса НАТО, или соглашение там, я не знаю, там об СНГ. Неважно. Вот Конституционный суд впервые за 28 лет, 29 независимости создал этот прецедент.
Это очень опасный прецедент. Это чревато последствиями. Нам в этой ситуации, потому что раз в вопросе хочу его немножко раскрыть, потому что ну, это единственный вопрос на русском языке, нам в этой ситуации, уважаемые коллеги, нам нужно решать несколько вопросов принципиальных. Я, может быть, повторюсь то, что сказал на молдавском, но я хочу, чтобы это прозвучало и на русском. Нам нужно решить сейчас, президенту и моей команде, нужно решить несколько вопросов. Первый вопрос. Как обеспечить нормальное функционирование государства и бюджета? То есть мы должны сделать все возможное, чтобы выполнить все бюджетные обязательства по пенсии, по зарплатам, по дорогам и так далее. И мы знаем как. И мы можем эту проблему решить. За счет российского кредита, за счет других источников. Мы сегодня утром обсуждали, и я уже сказал на молдавском языке, что мы знаем, как эту проблему решить. Вторая большая проблема. Что будет с парламентским большинством? И как я уже говорил, либо парламентское большинство есть, созданное из партий, не из перебежчиков. Либо, если невозможно создать, тогда нужно распускать этот парламент и идти на досрочные парламентские выборы вместе с президентскими. И в этой ситуации, вот все эту шушеру, которая бегает туда-сюда по разным партиям, они остаются вне парламента, ни один не проходит. В принципе, будет двухпартийная большая система. Будут социалисты, у которых, я уверен, что будет очень хороший результат. И будет, скорее всего, из правых Майя Санду, у которой тоже очень хороший результат. И пусть народ решит, с кем он, с одними или с другими. Я не вижу в этом больших проблем. Это лучше, чем создавать какие-то временные парламентские большинства и правительство из осколков. Если люди уйдут из Демпартии, я хочу посмотреть, как Майя Санду, Андрей Настас, Шор, Канду и несколько перебежчиков из Демпартии сядут за стол переговоров для того, чтобы создать правительство. Я очень хочу на это посмотреть. Как они будут назначать правительство, кого они будут в это правительство делегировать, и как они выйдут потом, их представители, на президентские выборы осенью этого года. Хотите пойти по этому сценарию? Давайте пойдем. Давайте пойдем. Создавайте другое парламентское большинство. Попробуйте создать другое парламентское большинство. Поэтому второй важный вопрос, который мы должны решить, то есть первый – обеспечить зарплаты, пенсии, мы это сделаем. Второй – нужно разобраться политически, что будет с парламентским большинством, с правительством. Будет или не будет? Не будет. Тогда нужно сказать, что этот парламент себя исчерпал, что начинаются те же методы и инструменты, которые было при Плохотнюке, распускать парламент и идти на президентский вместе с парламентским. Почему вместе? Чтобы не тратить два раза деньги. 70-80 миллионов в этой ситуации сложной тратить на выборы два раза в год. Ну, это, слушайте, это неправильно. И третий важный момент, конечно, нужно понимать, как будет функционировать дальше Конституционный суд. Потому что я хочу напомнить, мы проходили через ситуацию. Буквально год назад, когда Конституционный суд себе позволял принимать решение, от которого вся страна просто понимала, что происходит. И нам пришлось в июне прошлого года вместе с правыми партиями объявить, что Конституционный суд захвачен политически и узурпировал власть Республики Молдова. Я очень надеюсь, что мы к этому не придем. Поэтому нужно понимать, что мы делаем в этой ситуации. Потому что распускать парламент, идти на досрочные и так далее, нужно понимать, а что будет делать Конституционный суд в этой ситуации. Я уверен, что, дорогие друзья, мы справимся со всеми этими проблемами. Я на русском просто скажу своим сторонникам, многим, либо аттестат. Я хочу напомнить, что было год назад, или полтора года назад, когда президент, наша фракция социалистов в парламенте, в оппозиции, все против нас. Все будет хорошо. И справимся и в этой ситуации. Аджесиаде пресса инфо примнео. Дак истария де урженция нува фи преланжита дупа чин спрезече май. Ворфи ридикати имедиат ши рестриксили де акчес ал четецен лор стрейм пи территории Републики Молдова. Пентру кънд есть планификата луаря, релуаря, курсилор аерене регулати. Форте буна întrebare. Eu cred că cel mai probabil după 15 mai nu va fi prelungită starea de urgență.
Și cu finalizarea stării de urgență, evident că vor fi scoase și unele restricții. Noi astăzi discutam cu domnul prim-ministru să vedem la ce etapă și cum scoatem restricțiile pentru piețele marfare, cele care vând produse nealimentare, am avut întrevedere cu patentare săptămâna asta, am avut o discuție detaliată la acest capitol. De ce, cel mai probabil, în timp apropiat, vor fi luate decizii suplimentare de scoaterea restricțiilor pentru unele tipuri de activități. Și acest lucru se va întâmpla, poate chiar în aceste zile vor fi anunțate care sunt etapele. În ceea ce ține de reluarea cursurilor avia, ele pot fi reluate doar în cazul când sau doar pentru acele țări care de asemenea au scos restricțiile. Ce înseamnă acest lucru? Care este sensul să scoți restricțiile de curse avio în Moldova și din Moldova cu Italia, de exemplu, dacă în Italia este restricționat? De ce, dacă, de exemplu, Turcia vrea să deschidă la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, dacă Turcia, de exemplu, va deschide, evident că și noi vom redeschide cursele avio regulate cu Turcia. Dacă țările nordice din Uniunea Europeană vor redeschide, atunci, evident, noi vom relua cursele avia cu țările nordice. Dacă vor redeschide alte țări europene, noi vom merge pe aceeași procedură. De ce? Dacă se scot restricțiile din țara respectivă, atunci noi liberalizăm cursele avia. Dacă nu, se mențin restricțiile cu țara X și o să dăm mai multe chartere pentru ca cetățenii noștri să-ți poată zbura încolo și înapoi. Am văzut că deja sunt mai multe solicitări din partea cetățenilor noștri să poată pleca din Republica Moldova. Am văzut că solicită chartere și pentru Italia și pentru Germania. Adică sunt solicitați concetățenii noștri să revină în aceste țări pentru că au și ei nevoie de oamenii noștri. Și noi avem nevoie de ei acasă, dar o parte, la sigur, vor lua decizia să revină înapoi. Liberalizarea totală poate avea loc doar atunci când va fi cu toate țările și în țările respective scoase restricțiile. De ce? Cel mai probabil după data de 15 mai, cu țările care au scos restricțiile, vom scoate și noi pentru cursele regulate și lasă zboare. De exemplu, hai să luăm Belarusia. Belarusia nu a inclus niciun fel de restricții. Evident că după 15 mai trebuie reluat cu Belarusia. Turcia, dacă va reveni, reluăm cu Turcia. Cehia sau cine am înțeles din Uniunea Europeană vor să revină, reluăm cursele, dacă sunt ele, cursele directe cu aceste țări. Asta va fi abordat. ProTV, cum comentează președintele declarațiile ofensatoare ale prim-ministrului Ion Chicu către mass media? Și anume faptul că a numit ProTV un post de manele. Stimați prieteni și colegi de la ProTV, nu, ce vă legați voi de niște cuvinte? Eu cred că domnul prim-ministru are o atitudine față de mass media foarte bună. Deschisă. Eu știu că tot timpul dă curs invitațiilor dumneavoastră. Eu nu cred că are ceva împotriva unui post de televiziune. Poate a fost interpretat greșit, nu știu. Dar eu vă asigur că domnul prim-ministru este deschis pentru presă. Și niciodată nu a mers cu ofensii, mai ales în adresa mass media. Așa că vorbiți cu oficiul dumnealui. Eu personal nu cred că domnul prim-ministru este împotriva presiei sau mai mult protivă. Cu atât mai mult protivă. Invitați-l, discutați și mergeți înainte. La fel și eu sunt deschis pentru discuții cu orice presă. Cine dorește, putem vedea, toate întrebările citesc, răspund la întrebările dumneavoastră. Jurnal TV. Domnul președinte, presa a relatat că duminică 3 mai deputații PD Dumitru Deacov, Andornache, Nichiforciuc, dar și fostul director SIS, Botnar s-au întâlnit la un hotel din Chișinău cu Alexandru Vălcu, care ar fi un personaj extrem de influent din întrajul dumneavoastră. Îl cunoașteți pe Alexandru Vălcu? Ați comentat cu el, vă leagă ceva, unii voci spun că sunteți chiar cu mătri. Ce părere aveți despre acea întâlnire la hotel? Mulțumesc. Nu prea multe întrebări de la jurnal, dar, în primul rând, cu mătri am mulți, dar este apreciat nu-i cu mătru? Păi și nu-i cu mătru. Dar nu-i cu mătru. Așa că să fie clar răspuns la întrebare. În ce sunt de întrevedere care au avut ei? Se treaba lor, încă o dată, v-am spus în primul răspuns la prima întrebare de la TV. Am spus, e treaba internă a partidului. Se întâlnesc, nu se întâlnesc, iau decizii. Lasă să întâlnească. Și noi ne întâlnim cu membrii noștri de partid. Nu niciun fel de persoane influente din anturaj. Ce părere aveți despre acea întâlnire și așa mai departe?
Dar ei toți au întrevederi în interiorul partidului. Vă spun că în fiecare partid, în oricare partid, sunt diferite opinii. Ei le discută. Pot să găsească un numitor comun? Stau împreună. Nu pot să găsească un numitor comun? Каждый по своей хате. Asta se întâmplă acum în PD. Nu poți găsi limbă comună? Îi spui deschis colegului, stimate coleg, uite, nu poți găsi limbă comună. Ori insiști pe poziția ta, vezi că nu te susține, majoritatea în, parlament, în partid nu te susține, tu e decizia, te conformezi sau te dai într-o parte. Eu văd ceea ce se întâmplă, oamenii se dau într-o parte. Asta e problema lor, internă. Și problema acestor deputați, care sper foarte mult că în toamnă vor rămâne în afara parlamentului. Nu trece în următorul parlament. Niciun fel de grup și niciun fel de partiduță de tipul ăsta. Am spus deja în întrebările precedente. Mai departe, adevărul rom. Bună ziua, cum comentați acuzațiile că dumneavoastră ați fi preluat controlul schemelor de contrabandă cu țigări prin intermediul oamenilor lui Plahotniuc și că anume după ce a căzut guvernul Sandu, au fost eliberate noi licențe de import de țigări pentru unele companii din Transnistria. Chiar vă mulțumesc pentru această întrebare. Eu am văzut diferite acuzații în acest sens. Noi nu permitem și nu admitem să fie contrabandă. Eu vreau să știți lucrul ăsta principial. În ceea ce ține de licențele, ele nu au fost anulate, atunci au fost suspendate. Și este vorba de livrarea din partea dreapta Nistrului, dreapta pe stânga Nistrului, cu achitarea tuturor taxelor. Schemele duty-free din Transnistria au fost anulate de noi împreună cu guvernul Maia Sandu și ele nu au revenit. Duty-free în Transnistria nu funcționează. Nu au fost licențiate. Iar faptul că există scheme și așa mai departe, eu, evident că lucrul ăsta eu l-am observat, m-ați întrebat și dumneavoastră și eu vreau un timp apropiat să convoc Consiliul Suprem de Securitate și să mă clarific cu situația asta. Dacă cineva este acolo, că mă auziți acum, dacă cineva vă ocupați cu chestia asta, o să fie luate decizii foarte dure. Stopate absolut toate încălcările, dacă ele sunt. Agora, domnule președinte, recent Bogdan Țârdea, deputat al Partidului Socialiștilor, al cărui lider neformal sunteți, a declarat portalul Agora zi de noapte varsă noroi peste Dodon. Și cântă în strună mai sunt, nu știți cum cântă. Noi sunteți de aceeași părere? Când și cu ce v-am supărat? Dumitru. Dumitru îmi pare că spune asta de la mine. Dumitru. Tu ai telefonul meu. Sună și întreabă. Și cum trebuie? Fiecare deputat are dreptul să-și expună opinia sa, așa e, la noi democrație, libertate de exprimare. Nu numai deputat, fiecare cetățean. Ia uitați cum mă fac cu o șoțetă în fiecare zi pe internet. Asta-i. Izdeșcă democratie. Dar trebuie să trăim cu ceea ce avem. Fiecare deputat poate să-i expună. Dar dumneavoastră, cei din mass media, Dumitru, dacă tu ai careva întrebări, sună, discutăm. Nu am niciun fel de întrebări. Vă faceți un interviu separat pentru Agora, dacă doriți, sau pentru cine doriți. Și discutăm acest subiect. Stimați prieteni, acestea au fost întrebările de la sursele mass media. Văd că vin întrebările din partea... Da? Sunt multe? Haideți, în decurs de o oră... Nu, jumătate de oră a trecut. Hai jumătate de oră răspund la întrebările care sunt pe... масс-медиа. Владислав Дасовтей. Покупается открыто депутата в парламенте по схеме Плахотнюка. Причем те же люди, Канду, Сырбу и их серые кардиналы за спинами. Как остановить эту грязную практику? Владислав, я с вами полностью согласен. То, что происходит сейчас в парламенте, это полный беспредел. Мы вышли с инициативой еще в прошлом парламенте для того, чтобы запретить депутатам переходить из одной партии в другую. Я думаю, что это единственный выход. Нужно запрещать. Вот проголосовали за партию в парламенте, пусть они остаются в этой партии. А вот эти переходы туда-сюда вот, приводят к этой ситуации. Тебе что-то не нравится, вот внутри партии высказывайся. И, к сожалению, эта практика продолжается. Какой выход в этой ситуации, вот в этой ситуации? Если теряется возможность создания парламентского большинства из партии, распустить парламент, и все эти перебежчики останутся вне парламента, а системно поменять законодательство, но нужно в Конституции внести изменения, для того, чтобы не было этих возможностей ухода из одной партии в другую. Каролина Друца, кум сева тисфашура экзамен для бакалавриат, классик на институте сау медиа онлайн.
Carolina, din informațiile care au fost deja difuzate public și până pe 15 mai săptămâna viitoare trebuie să fie deja mecanismul foarte clar, la sigur că nu va fi online. Întrebarea acum care se discută de către specialiști, cum să fie organizate? În centre unice, adică să vină liceienii într-un centru unic, și aici sunt riscuri. Sau în școală fiecare să facem în liceele sale, sau cel puțin să nu facem aglomerații foarte mari. Decizia va fi luată, eu cred că în următoarele zile, până la sfârșitul săptămânii viitoare. Eu cred că chiar dacă vor fi aceste examene de bacalaureat, ar fi bine înainte de examenele de bacalaureat, două săptămâni, 10 zile, să reluăm activitățile în școli pentru cei care trebuie să susțină activitățile de bacalaureat. Să treacă o pregătire intensivă către examenele de bacalaureat. Pentru că noastră, stimați tineri, ați stat acasă în perioada asta. Bine, ați făcut curriculum, lecțiile online. Dar noi știm care este calitatea. E dificil. Haideți așa, calitatea este mai proastă online pentru că nu suntem toți pregătiți. Deci ar fi bine ca 10 zile, 2 săptămâni, înainte de examenele de bacalaureat, să permitem reluarea pregătirii în școli pentru liceiști și pe urmă examenele de bacalaureat. Și eu aș fi de părere că nu trebuie pe toți să-i concentrăm în centrele astea unice, cum se face la nivel de raion, un singur centru. Riscurile sunt mai mari, mai ales în condițiile pandemiei. Asta fac ei în școli, în localitățile lor și să meargă înainte. Ciobu Dorina, domnule președinte, când se deschid piețele? Raioanele mici nu e aglomerație mare ca în orașele mari. Dorina, doamna Dorina, sunt absolut de acord. De ce așa am menționat astăzi în răspunsurile care le-am dat până acum? Eu am rugat și am propus domnului prim-ministru ca să facem mai repede. Este poziția, evident, celor de medicină, care în sectorul medical trebuie să-i ascultăm, îi spun restricții mai dure și cât mai îndelungate. Dar eu tot timpul am spus, bine, nu o să moară oamenii de COVID, că o să stea acasă, o să moară de foame, pentru că nu lucrează. Deci trebuie, înțelegând toate riscurile, păstrând distanța, cu acele reguli mai stricte în ceea ce ține de igienă și așa mai departe. Dar este necesar să reluăm activitățile agenților economici. Și piețele, chiar astăzi am vorbit cu domnul prim-ministru și i-am spus, în raioane, într-adevăr, oamenii sunt puțini. Dacă se iei o piață din raion, oricare raion, nu vorbesc de Chișinău, în Chișinău la noi e furnicar. Dar în raioane piețele sunt mici și vin oamenii. Alimentar, nealimentar. Deci eu aș merge pe etape, prima etapă. Să mergem cu centrele raionale și cu toate, adică toate satele și centrele raionale mici. Să le deschidem poate chiar din acest weekend. A doua etapă. Să vedem centrele raionale mai mari, unde este riscul de aglomerație mai mare. De exemplu, de sâmbătă viitoare. Și la următoarea etapă, centrele sau piețele mari, cum ar fi Chișinău, piața centrală, Bălțu și așa mai departe. Dar încă o dată, aceasta este opinia mea, care eu astăzi am spus-o colegilor mei de la guvern, ei urmează să discute și cu cei din domeniul medicinii și să ia decizii. Sperăm că astăzi va fi luată decizie pentru ca dumneavoastră să cunoașteți exact. Nicoleta Roșca, după ridicarea stării de urgență, cei care vin de peste hotare mai trebuie să stea în carantină 14 zile? Mulțumesc anticipat. Nicoleta, foarte bună întrebare. Foarte bună întrebare. Evident că riscurile vor persista și mai departe. Și vorba nu doar de Republica Moldova. Eu cred că această abordare va fi în marea majoritate a țărilor. Noi vom lua o decizie. Poate o să mergem după focare. Dacă e țara unde e focarul mare, unde știm că, de exemplu, încă nu scoase restricțiile și acolo e dur sub aspect de ieșire în stradă și așa mai departe, atunci posibil să fie necesar să stai în carantină. Dacă vin din țări unde nu este așa de înalt nivelul pandemiei, poate ar fi cazul să nu stea în carantină. Decizia va fi luată săptămâna viitoare. Larisa Lefter, domnule președinte, spuneți-vă rog, când o să se deschidă frontiera ca să putem să plecăm la muncă? Larisa, doamna Lefter, acum nu este frontiera închisă. De la noi puteți pleca. De la noi să plecați nu-i problemă. Problema e în țara unde vreți să mergeți, că acolo sunt restricții la intrare pentru cetățenii străini. Dacă după data de 15 vor fi scoase restricțiile în țara unde vreți să mergeți, inclusiv pentru cursele avia, pentru avioane regulare,
atunci noi vom scoate aceste restricții, pentru ca oamenii să poată să se miște încolo, înapoi. Cel mai probabil, după data de 15, ar putea fi luată o astfel de decizie. Станислав Рушкован, Игорь Николаевич, дайте нам, пожалуйста, ответ по поводу автопробега «Бессмертный порт». Станислав, я же вам написал вчера, еще раз подтверждаю. Автопробег, завтра у нас великий праздник, 75 лет, победа в Великой Отечественной войне. Поэтому мы говорили, что автопробег – это не проблема. Ну, по 2-3 человека в машине. Но главное потом не выходить все, будет 100-200 машин, и вместе проводить массовые мероприятия. Машине, автопробег, мы это обсуждали уже и с представителями правительства, мы здесь больших проблем не видим. Поэтому от нас ответственным я назначил нашего коллегу, зампредседателя парламента Батрынча Влада. Я думаю, что он уже с вами связался, если не связался, он свяжется, для того, чтобы вместе организовать правильно эту хорошую акцию «Автопробег». Поговорим и с полицией, чтобы было сопровождение, чтобы не было никаких проблем. И автопробег нужно проводить. Люда Болдеску, дом лепшнити кынт, середескидия институтеля деэдукации темпурия, граднителя. Домна Болдеску, куноска есть у проблемы деслу демари. Юкера могут сапам на астантре ведери ку сектору текстиля. Он ее активяза 30-40 медиуами. Каре энспун ка есть у проблемы ка Doamne, sau doamnele, nu iese la muncă pentru copiii nu duc la grădiniță. O să vedem care este situația în fiecare localitate. Eu aici, de asemenea, cred că nu poate fi o abordare pentru toată țara. Probabil vom lua decizia pe raioane, pe regiuni, în funcție de gradul de infectare în această regiune. Dacă vedem că regiunea nu este și nu avem multe cazuri și nu sunt cazuri de educatori infectați sau profesori, atunci probabil vom scoate restricții. Decizia în acest sens, de asemenea, va fi luată după data de 15 mai. În cel mai bun caz, atunci grădinițele, unele grădinițe ar putea reveni de la 1 iunie. Dar vă spun încă o dată, în cel mai bun caz și doar după ce avem poziția clară a colegilor din domeniul medical. Ștefan, spuneți, vă rog, când vor reveni zborurile aeriene la normal și când vor putea intra în Moldova cetățenii ai altor state? Ce cerințe vor fi din partea aeroportului Republicii Moldova? Ce fel de acte vor fi necesare pentru a intra în țară? Vă mulțumesc. Ștefan, am răspuns la această întrebare. Noi sperăm că după data de 15 aceste restricții vor fi scoase, dar doar în privința țărilor care de asemenea au scos restricțiile la ei. Ca să nu repet, dacă v-ați conectat acum, o să vedeți și în prima parte a emisiunii mai detaliat. Angela Bivol, da, în ce țin de ce documente, Ștefan, documente ca de obicei. Noi nu am decis să impunem careva restricții suplimentare sau documente suplimentare pentru cei care vin în țară. Nu vor fi ca de obicei. Angela Bivol, domnule președinte, spuneți la lume pentru ce antenele 5G, lumea se îmbolnăvește la ele sau e drept că pentru chipuri. Angela, atâta panică cu 5G și cu... Eu am văzut că mainul e... În primul rând, 5G licențiat în Republica Moldova nu este. Adică nu s-a vândut licență din partea statului pentru dezvoltarea 5G. Asta e primul. Doi. Adică nu este autorizat de stat că, uite, punem antenele 5G. Doi. Eu am întrebat pe specialiști să fac o analiză detaliată. Uite, câte antene sunt în Moldova? Concret, 1, 2, 3, 4, 5, 10 antene, de exemplu. Și care sunt riscurile? Ce se întâmplă acolo? De aceea, eu o să rog colegii pentru următoarea misiune, poate introducem inclusiv și această întrebare cu 5G. O să vedem dacă o să fie 8 întrebări, una din întrebări o să fie și o să vin cu mai multe detalii. Câte sunt? Cum? Unde și ce? Valentina Nanu, când se deschid saloanele de frumusețe? Foarte bună întrebare din partea unei doamne sau domnișoare. Sperăm că după data de 15 mai vor fi reluate activitatea, inclusiv și pentru saloanele de frumusețe, dar încă o dată, o să discutăm cu medici. O să vedem care sunt riscurile. Poate în etapă să mergem, dar până la sfârșitul lunii ar fi bine să-l deschidem. Artur Anatoliovich Rotar, Игорь Николаевич, напишите список своих предвыборных обещаний. Обещал, сделал, не сделал. Артур, обязательно мы это сделаем. Обязательно. Тем более, если у нас президентские выборы скоро, если мы примем решение идти на эти выборы, конечно, нужно, да неважно, пойдем или нет, нужно поставить список, сказать, слушайте, да, нет, да, нет, да, да, нет, почему?
Почему не сделали? Поэтому это мы обязательно сделаем. Вот, вот у меня здесь, где-то здесь есть моя платформа предвыборная. А, папка у меня отдельно есть по поводу того, вы мне убрали, ребят, папку. Вот, рапорт де активитате Пшинитле. Вот видите, что сделано, что не сделано. Вот это моя предвыборная платформа 3,5 года назад. Вот они у меня всегда на столе, чтобы вы знали. Я смотрю, что мы сделали, что мы не успели сделать. И это обязательно отчет будет. Рая Рутару, Лаче Дата Вафежу Торл Дишамаш. Дамна Рутару Санчепута часто активитате. Керм Пуфида Унор Дичизи Карихослати Дипуртия Конституционала Дублокер Шамади Партия. Но если мерджим, он континуаре, кутот че чтине де ажтуарли сочали. Юштю кончепен кузечи, сок пайс призечи. Ворфе китате ла чекнику децинатуре де патенте. Ши процедура есть и стабилита, мерджим тот чел скарис адресаза. Павел Бутнарь. Так, ну, пана Павел. Адриан Пынте, дом додон, унди миллиарду. Айзис, ну, лату, айзиско сара чурчели, дану вадимик. Адриан. Но сарит чурчели, унди плохотнюк. Садча менчу фоспан июня антрекут. Ну, ту лату, не испус лату, йо сарспан лату. Що фост панану трекут? Eu cred că toți înțeleg că dacă nu făceam și nu arătam verticalitate în iunie în trecut, și până un Plahotniuc era la guvernare Moldova. Plahotniuc nu-i, cu asta ne-a lămurit. Mai sunt de-a lui șini și așa mai departe, care evident cu se ocupă. Procuratura lucrează în direcția asta. Eu vreau să spun două direcții principiale unde sper foarte mult să fie luată decizii importante de pe proiect. Asta e aeroportul. Deși e așa tare mă cumpără deputații în dreapta și în stângă. Pentru că înțeleg că cu aeroportul noi suntem pe ultima fază. Conturile la AVMS sunt blocate pentru că ei nu achită la stat ce trebuie să achite. Următoarea etapă este procedura de insolvabilitate și gata, acordul de cesionare cu aeroportul s-a terminat. Aeroportul a revenit la stat. Ia că deci fac ei toate mișcările astea acum. Și cu miliardul, ați văzut că eu arestat pe câțiva de la Banca Națională. Să merge înainte. Eu nu vreau să mă vârși niciodată, n-am dat indicații procurorului general, nici până acum, nici la ei să nu-i dau. Dar pe direcția aceasta, mișcare este și va fi. Павел Бутнарь, bună ziua, aș vrea să vă întreb de când și-ar putea relua activitatea cei din domeniul Horeca. Domnul Бутнарь, am avut o discuție săptămâna asta și cu cei din Horeca. Sperăm foarte mult că în timp apropiat, poate din pe data de 15 sau chiar din weekendul acesta, unele activități să fie reluate. Decizia va fi luată de Comisia Situației Excepționale, cred că în parcursul următoarelor zile. Dar sper foarte mult că după data de 15 acest lucru să se întâmple. Valeria Grecu. De ce grâul la cahul e de 4,50, domnul Igor Nicolaevici? Mersi. Valeria, eu cred că întrebarea la răspunsul asta noi toți am înțelege. Pentru că e secetă în acest an. A dat domnul și am avut ploaia aceste săptămâni. Eu în ultimele 10 zile am fost în 4 sau în 5 raioane și ieri am fost în câmp la Comrat. Eu sper și prețul, de ce? Toți credeau că nu o să fie ploaie. Sperau că o să fie, dar vedeau că nu e ploaie, iar secetă. Și prețul a ridicat. Acum a fost ploaie și sper foarte mult că puțin prețul va reveni, pentru că de prețul la grâu depinde prețul la făină și mai departe prețul la pâine. Din ceea ce înțeleg și cunoaște noi și ceea ce spun specialiștii, eu cred că 30-40, maxim 50% din roada de grâu noi am salvat datorită ploii care a fost acum. Grupa a doua, porumbul, floarea soarelui și așa mai departe, eu cred că va fi bună în acest an. Nu țin cont de situația care avem la ziua de astăzi. Dar cu grâu vom avea, sper, 50% din roada planificată. 50% e suficient pentru securitatea alimentară a statului. Pentru aceasta, eu cred că grâu noi vom avea. Cum vom merge mai departe, care va fi prețurile, depinde, cum vă susține agricultorii, evident, depinde foarte mult și care va fi situația cu guvernul, stabilitate, anticipate, surse de finanțare și așa mai departe. Vom face tot posibil să găsim o soluție. Maria Bolea, bună ziua, domnul președinte, sunt medic rezident și eu și soțul meu. Soțul meu s-a infectat cu COVID-19 în secția de neurologie a Spitalului Municipal Sfânta Treimii, unde activează ca asistent medical de 4 ani, încă din ani de sentință. Ulterior, m-a infectat și pe mine. Sunt însărcinată 35 săptămâni, Doamne ferește. Cum poate beneficia de indemnizația unică de 16.000 de lei întrucât s-a infectat la locul de muncă? Doamna Maria, noi am luat decizia că absolut toți medicii
infectat la locul de muncă, neinfectat la locul de muncă, toți funcționarii trebuie să primească acest ajutor de 16.000 de lei și ei vor primi. Încă o dată, vă asigur că toți funcționarii care au fost infectați în această perioadă de COVID vor primi acest ajutor. Eu voi fi bucuros să pot să vă ajut și eu cu ceva, de aceea, doamna Bulea, dacă o să înscriți în privat numărul de telefon, eu o să dau indicații consilierilor să vă ajutăm cu ceva. Dumneavoastră sănătate, aveți grijă de prunc și cu Doamne ajută, tot o să fie bine. Ana Gangan, când se închide pandemia? Ce stare este COVID-19? Doamna Gangan, eu nu cred că cineva o să vă spună când se închide pandemia. Eu vreau să vă spun că noi trebuie să fim conștienți că această pandemie, acest coronavirus, acest COVID va dura destul de mult. Eu am spus-o ieri într-un interviu. Eu cred că cel puțin până la începutul mijlocul anului viitor, acest coronavirus va fi în toată lumea, inclusiv și la noi. Noi, pur și simplu, vom avea etape când se micșorează numărul de cazuri, crește numărul de cazuri. Adică noi acum mergem stabil, 139, sau tot 123, chiar acum și mă uit. Dacă ne uităm după grafic, da, noi avem ieri 129. Și vedem că a fost creștere și acum este așa, la un nivel mai mediu. Eu cred că el va merge în jos. Avem ieri 4600 cazuri confirmate, 1747 recuperate, 159 suspecte, 145 decese. Cu regret, 145 decese. La ce decese suntem într-o situație mai bună decât vecinii noștri, țările europene, deci asta e partea bună. Dar noi trebuie să fim gata și noi am pregătit sistemul medical pentru 4-5.000 de cazuri active, maximum ce sunt cazuri active. În același moment, infectați 4-5.000 de oameni. Și trebuie să fim gata pentru a gestiona o astfel de situație, parcursul la, cel puțin, până la sfârșitul anului, dar realitatea un an de zile. Asta e realitatea. Eu nu vreau să vă mint. Iată de ce unele restricții se mențin. De ce că noi ne temem, că cineva spune, vă temeți de proteste, sau nu știu ce, nu dați voie să facem activități mai mult de 50, sau vreți să nu facem nunți, unul, cum se jăluie, vreți să-l ruinăm. Oameni buni, COVID-ul, coronavirus, va fi încă pe parcursul la un an de zile. Până când nu o să fie vaccină pentru toți și noi să vaccinăm pe toți cetățenii, vor fi astea, spâșcă, tot acolo, tot dincolo. Și noi va trebui să gestionăm această situație. De aceea, unele restricții vor fi menținute. Eu vreau să înțeleagă toți acest lucru. Și atunci când merg la frigărui, la șașlici prin pădure și strâng câte 100 de oameni, să înțeleagă că riscul ăsta există. Eu nu pot să vin cu prea multă informație, dar foarte mulți oameni din cercul meu, din cercul nostru, din instituții de stat, au fost doborâți de COVID. Au trecut prin acest COVID. Poate și noi am trecut. Nu știu. Noi chiar vom verifica, pentru că cei care au trecut au niște anticorpi. Vom verifica și acest lucru. Dar, la întrebarea dumneavoastră, când? Cel puțin un an de zile, trebuie să fim conștienți că această situație va fi. Maria Drăguțan, când pot cetățenii români să intre în Republica Moldova dacă nu au permis de ședere în Republica Moldova? Doamna Drăguțan, sper foarte mult că după data de 15 mai aceste restricții vor fi scoase. Doamna Lilia Beșleagă, nu înțeleg un lucru. Primim ajutoare, tot primim de la toate țările și tot nu mai avem bani. Unde-s banii? Doamna Beșleagă, mulțumesc de întrebare. La această etapă, la ziua de astăzi, noi am primit bani în buget doar de la Fondul Monetar Internațional, care merg la acoperirea deficitului bugetar. Ca să vă explic. În luna aprilie, veniturile la buget au fost de două ori mai mici. Adică dacă de obicei trebuie să încasăm circa 4 miliarde de lei, noi am încasat 2 miliarde de lei. Dar cheltuieli la pensii, salarii și așa mai departe, nu pentru întreținerea cuiva sau cumpărarea automobililor pentru șef, pentru naționalici, nu, pentru cheltuieli curente. Sunt minimul 3 miliarde jumate. Adică e minus 1 miliard jumate pe lună. Situația continuă și în luna mai. Pentru a acoperi acest deficit, Fondul Monetar ne-a ajutat. Și trebuie să ne ajute și rușii. Deștepți ăștia au blocat creditul cu Rusia. Înseamnă că doar Fondul Monetar, care ne ajută să trecem această perioadă grea. Sperăm foarte mult, vom scoate restricțiile pe 15 mai, se va relua activitatea și vor fi și alte încăsări la buget. Alți bani în bugetul de stat nu au venit de la nimeni. Ceea ce au promis europenii, alții, acești bani în buget nu au intrat. Sperăm foarte mult că se vor ține de cuvânt. Și vor intra acești bani pentru a susține, pe dumneavoastră pentru a vă susține.
Pentru agenții economici, pentru șomieri, pentru toți absolut. Asta e situația reală. Надежда Челчинский. Susține sineretul care vor să se ocupe cu agricultura. Ajutați-i, nu le puneți lanțul la gât. Doar plecați în multe țări, vă place cum e acolo. De ce să nu fie și la noi cu așa pământ ca aură și nu numai în agricultură? Doamna Надежда, eu sunt absolut de acord aici cu dumneavoastră. Noi am pregătit câteva programe pentru susținerea tineretului, și anume în zona rurală sau, aș spune așa, în afară de centrele mari de municipii. Program suplimentar, financiar. Apropo, o parte din banii din creditul SES trebuie să meargă în UMECON. Acum a fost blocat, o să încercăm să găsim alte soluții. Dar sunt absolut de acord că dacă nu îi ținem pe tineri în Moldova, dacă nu îi motivăm să rămână aici, să lanseze o afacere, să meargă în agricultură, să facă ceva la el în sat, atunci noi rămânem doar cu pensionarii care trebuie să le plătim pensii, dar nu lucrează nimeni. Și în cazul ăsta nu avem impozite, nu avem venituri la buget și ajungem în situație de faliment. Inga Balan. Bună ziua, domnule Dodon. Spuneți, dar cei care au procurat bilete la odihnă, cum va fi? Doamna Balan, vă mulțumesc de această întrebare. Am avut două discuții cu cei din domeniul turismului. Sunt câteva probleme aici. Prima, cei care au achitat în avans pentru așa numită rezervare timpurie. Și au plătit unii 20, 30, unii chiar 50%, alții chiar 100%. Și acum se primește companiile noastre turistice, au luat banii ăștia, i-au transferat la partenerii din Grecia, din Bulgaria, din Turcia, acolo s-au închis și amut toți clienții vin la companiile noastre turistice și spun, dați-mi banii înapoi. Dar în țările de unde banii trebuie să revină, guvernul a luat decizia și a spus că banii se îngheață pe un an jumate. Și companiile turistice, de exemplu, din Grecia, au dreptul să nu întoarcă banii un an jumate, dar să reprogrameze odihna sau venirea turiștilor străini pentru un an jumate. Acum, în situația asta, companiile turistice se adresează, domnul Dodon, haideți să luăm la fel legi cum este în Europa, dați-le și nouă un an jumate. Nimeni nu spune că să nu întoarcem banii, dar dați-mi posibilitate să reprogramăm aceste plecări peste hotare, atunci când vor fi redeschise țările respective. De ce, doamnă Balan, cel mai probabil va fi reprogramare, banii nu-s pierduți, se dă un voucher sau ceva pentru o perioadă când se va deschide țara respectivă. În același timp, de cât cunosc eu, Turcia vor să deschidă în câteva săptămâni, de exemplu, cei drept în hotele nu mai mult de 60% de vizitatori, de turiști. La fel vor participa și alte țări. De ce? Asta va fi situația cu turismul. Așa. Când pot cetățenii? Надежда Челинский am spus. Так, билет люди. Валерий Трънка. Unde un milion de euro de la Vama? De ce țuțul e în libertate? Валера, foarte bună întrebare. Mulțumesc. Unde un milion de euro de la Vama? Un milion jumate de euro de la Vama îs confiscați și vor merge în bugetul de stat. Punct. Niciun fel de alte variante nu va fi. Așa. A doua întrebare. De ce țuțul în libertate? La fel cum și alții sunt în libertate. Cu regret, părerea mea personală. Aici procuratura, din câte cunosc, a transmis dosarul în judecată. Judecata speră în timpul apropiat să ia decizii conform legislației. Iurii Barada. Vă vedeți ce творится в центре Матери ребенка на ботанике для новорожденных? Какие там условия? Это будущее? Почему не создают элементарные условия выбросить кровати, которые в плесени, и закупить новые? Это ужас. Юрий, я давно не был там, у меня там родился первый ребенок, и после этого еще несколько раз не был, но последние 1,5-2 года я и не был. Вы знаете, что я сейчас принял решение и еду по районам, и захожу в каждый район, в районную больницу. Я вот, исходя из того, что вы мне написали, я на следующей неделе обязательно буду в центре матери-ребенка на ботанике. И посмотрю, какая там ситуация. Конечно, это, если вы говорите, что там кроватки, плесни и так далее, будем разбираться, поэтому на следующей неделе я там буду. Спасибо за сигнал. Валерия Тринка. Так, он я стал фост. Вера Гаргалык. Господин президент, правда, что наша судьба в руках наших заведующих детсадов? Они решают и заставляют писать заявление за свой счет до сентября. А на что жить? Вера, во-первых, мы приняли решение, что
вне зависимости, если работает детский сад, школа или не работает, государство оплачивает в полном объеме зарплаты для всех сотрудников. Поэтому вот то, что вы говорите, что вас заведующий заставляет, вы им ответьте, что президент сказал, что они не имеют права. Государство, правительство будет платить зарплаты всем из сектора образования, школы, детские сады, университеты в период этой пандемии. И не надо писать увольнение за свой счет, либо отпуск за свой счет. Ирина Колебан, когда вы запретите эти перебежки депутатов? Если они перебегают, больше их никуда не пускайте. Запретите на законодательном уровне баллотироваться через другие партии. Сразу выгоняйте из парламента и закончится этот бедлан. Ирина, я вот первый вопрос, который мне задали коллеги, которые мне переслали то, что вы задаете, именно этот вопрос был. Ну, слушайте, мы... Получается очень интересная ситуация. Когда идут на выборы, идут как партии, вот социалисты, там демократы, правые там, и так далее, ШОР, прошли в парламенте, что-то не понравилось, и начали вот все эти перебежки. Я категорически против этого. Категорически против. Я с вами согласен, нужно это запретить. А если это происходит, вот я думаю, может быть, добавить еще один повод, условия для роспуска парламента. Сейчас только два, там не выбрано правительство, либо парламент не работает. Нужно добавить еще один. Если перешло из одной партии в другую больше, там, чем 5% или не знаю что, тогда парламент нужно распускать. Потому что этот парламент уже не соответствует воле народа. Вот после этих перебежчиков, которые сегодня произошло, да, там их уже, сколько их, вот у демократов было 20, сколько у них было, 30 по результатам выборов, да. Сегодня у них, с учетом, вот когда мы начали передачу, сколько там, 4 вышло или уже больше? 4, да. То есть у них сейчас их было 30, сейчас у них осталось там 17, да. То есть уже 13 депутатов ушли из партии. И если эти депутаты начинают голосовать, там, неважно, там, левыми, правыми и так далее, то уже этот парламент не соответствует воле народа. Потому что народ голосовал за партии. Он не голосовал за то, что какой-то групп ПРОШОР, Плохотниковский, сделал себе фракцию и начинал проводить отдельную политику. Надо было создавать свою партию отдельно на выборах, пойти на выборах, получить вот у Амилор. И тогда ты имеешь право заниматься политикой, либо кого-то представлять в парламенте. Я думаю, что так правильно. Поэтому уже в этих условиях этот парламент не соответствует результатам голосования прошлого года. И его, конечно, думаю, что нужно распускать. Так, Виктория Лунгу. Дече пермитис камыни ноумайс сербатуряска зива Европе. Дамна Виктория, пентрю, есть и хоторля парламентулы. Дина домий шапс, призвайся, опс, призвайся, принкария в услота дечизия, каначеш зи, ши зива Виктории, ши зива Европе. Но с позиция мя, я консидер, к зива Европе есть и астась, а попова фельчит петоцку, зива Европе. Зива Европе, но сам на зива не Европе. Зива Европе есть его абордаре май ларга, он учен май ларга. Но с тем цар Европен. Но с тем цар Европен. Шнуть астась, сарбутаринку, тот зива Европе. Шо вы разве фельчит по числу кру. Dar pe data din 2 mai a fost, este și va fi ziua victoriei Republica Moldova. Deci eu consider că a fost greșeală atunci când le-am pus într-o zi. Și i-am spus guvernării precedente. Păi puneți pe data de 8 mai ziua Europei. Așa cum se sărbătorește în toată lumea. În Europa, ziua Europei sărbătorește pe 8 mai. Pe 9 mai, las fie ziua victoriei, pentru că le grămăriți pe toate una peste alta. Asta e răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Vă rog comentați deciziile de ultimă oră. Partidul ŠOR anunță că devine parte componentă a blocului antiguvernamental. Ideea lansată vineri dimineața de grupul Pro-Moldova, condus de Adrian Cando. ŠOR îndeamnă toate forțele opoziției democratice să alăture noi structuri. O tunat și eu adunat. Am ui clarșini de cu cine? E clarșini? Trebuie și Maia, doamnă Sant. Coman. Hai mergi. Ia că partenerii. Ведусь к Плохотнюк? Good luck. Я ж тюкавый колку Гарвард, Гургих, Вен, Инглез. Калфин, он целеется. Фрейдс, ведусь к пацане, что? На весь дик. Вообще, ну, Эраклар. Чи не Шор, но Эраклар.
Și nici Candu, care e al plăhătniuc. E câte grupul plăhătniuc, e câte lăsa împreună. Adică, câți acolo, 10, 12, 13, 7, e ca să vreau 18, 20 deputați. E ca să 18, 20 deputați în Parlament, care reprezintă pe plăhătniuc și Pișor. Vreți în grupul ăsta? Domnul Năstasă, doamna Maia Sandu, foștii noștri parteneri de coaliție, succes. Eu cu ăștia n-am ce face. Ascultați poziția foarte clară a președintelui și a Partidului Socialiștilor. Chiar dacă acum se schimbă, nu-i majoritate parlamentară, chiar dacă vine grupul ăsta de 20 deputați la socialiști și spune, uite, noi suntem 20, voi sunteți 37, hai împreună, avem 57, guvernul îl susține președinte. Pășli vă baniu. La anticipate. Și nu rămân din voi nici roșchi, nici noșchi. Dar dacă ești de dreapta, Maia Sandu și Andrei vor să ducă dânși, good luck. O să vedem cu ce o să termine. Asta e poziția mea referitor la... Poate e motiv, dar eu cred că o înțeles-o tot și în engleză și în franceză. Tak, Silvia Filipciuc. Spuneți-mi, vă rog frumos, ce facem noi care a trecut limita de peste hotare când ajungi la vame, ei te întorc înapoi, cum vom proceda când plecăm acasă? Silvia, am văzut că deja au fost aceste probleme pentru unii concetățeni de-a noștri care reveneau din Germania, mi se pare că și-au oprit la frontieră. Eu cred că soluția va fi luată pentru toți, că pe perioada de pandemie nu se ia sau se prelungește, știi, cu această perioadă permisele de ședere. Altă soluție nu este. Noi, în Republica Moldova, așa vom face pentru cei care, în această perioadă, fiind cetățeni străini, au rămas în Republica Moldova. Nu au putut să iasă. Pentru ei vor fi prelungite pe perioada de două luni, cât a fost perioada de urgență, durata permisului acesta. Eu sper foarte mult că, și sunt sigur că partenerii noștri din Uniunea Europeană vor lua aceeași decizie. Tak, Lilian Bulicanu. Când se deschide registrul? Lilian, cât înțeleg, ASP-ul deja lucrează de săptămâna trecută și toate serviciile activează. Dacă nu, o să mai verific încă o dată, dar eu știu că acolo întrebări nu sunt, probleme nu sunt, o să mai verific. El trebuie să fie deschis toate serviciile la ASP. Ольга Оленька. Здравствуйте, как обстоят дела с центральным рынком? Его собираются закрывать или нет? Ольга, ну, я не слышал про идеи закрывать центральный рынок. Я знаю, что в обществе есть разные мнения. Некоторые говорят, давайте закроем, некоторые категорически против. Вот мое личное мнение. Мне кажется, что сейчас не время и не момент закрывать центральный рынок. Пока откроют другой. Пока не знаю, что. А там работает 5 или 6 или 10 тысяч человек. Там зарабатывает что-то на хлеб. Поэтому мое мнение, я считаю, что закрывать центральный рынок не стоит. Когда его откроют сейчас, вот исходя вот из этой пандемии, я уже отвечал на этот вопрос, поэтапно, я надеюсь, что до конца этого месяца, может быть, даже раньше, мы центральный рынок должны открыть. Потому что, как я уже говорил, это рабочие места для людей. Так, Дудковский Раду. Când vor fi reparate drumurile din Republica Moldova? Când se vor deschide mai multe locuri de muncă? De ce nu lucrați deloc pe acest domeniu? De ce tinerii pleacă? De ce nu lucrați cu tinerii? Tinerii sunt viitorul țării. Foarte multe întrebări, domnul Radu. În situația asta, altul în locul meu, știi ce vezi să zică? Dar întrebați pe aici la curte, că sunt tare deștepți. Care spun că, da și, s-a furat un miliard, care e problema? N-ați mai vii 100 de milioane de dolari? Am văzut ieri că nu știu nimic. Apropo, pentru așa declarație, acolo este procedură, s-a încercat ieri, nu știu acolo, dar văd că nu a fost de acord, dar lucrul ăsta încă se reveni. Noi am prevăzut în acest an peste 3,5-4 miliarde de lei în buget pentru drumuri. Drumuri bune pentru toți, drumurile naționale. Ce au făcut? 4 miliarde de lei de la ruși care trebuie să meargă la drumuri, ei ieri le-au anulat în Curtea Constituțională. Nu le place, nu știu. Problema nu intră și ei că nu le place ceva. Lor nu le place că banii sunt din Rusia pe deoparte și într-a doilea rând vor să ne pui pe noi în situație. Că n-ați găsit bani și apoi spui la oameni că ei nu fac treabă, hai să-i aducem înapoi pe ei cu Harvard. Ăsta este scopul lor. De ce fac? De ce au făcut adresarea la Curtea Constituțională? De ce noi, la noi este tot lucrul ăsta în program și anul ăsta trebuie să mergem înainte. Eu vă promit că dacă menținem stabilitatea, majoritatea parlamentară, noi o să ne ocupăm și o să facem tot posibil, chiar și în condițiile crizei acestui an, să găsim bani și să mergem și cu drumurile și cu sport pentru tineri. Max Burlac, când sunt alegerile? Max, care? Dacă vorbim de prezidențiale,
Cel mai probabil vor fi în sfârșitul octombrie, începutul noiembrie. Dacă vorbim de anticipate parlamentare, vedem cum se termină cu turiștii ăștia dintr-o partid în altul, vedem ce face partidele de dreapta și luăm decizia. Eu consider că dacă se continuă chestiile astea, atunci trebuie făcut alegeri parlamentare și prezidențiale într-o zi, în toamna acestui an. Petru, o să candideze două oară. Petru, o să vedem. Nu-i momentul acum să decidem, o să luăm decizia mai departe. Так, Здравствуйте, Юлия. Да? Взять во внимание экономическую ситуацию в нашей стране. Будут повышаться тарифы на транспорт? Я считаю, что мы не должны на данном этапе позволять увеличивать тарифы на транспорт. Я понимаю, что кризис, я понимаю, что экономическая ситуация тяжелая, но с другой стороны, цены на бензин, дистопливо пошли вниз. Я понимаю, что там расчеты делаются из стоимости транспорта, там запчастей, ремонт, но есть и дистопливо, и газ, и бензин, а там пошло вниз. Поэтому нужно найти резервы и не позволять, чтобы увеличивать тарифы на транспорт. Владислав Михайлевский, о какой всеобщей вакцине вы говорите? Опять будете нарушать права граждан. Владислав, каждый будет принимать решение для себя. Никто никого не обязывает. Если будет вакцина против ковида, против этого коронавируса, мы предложим всем желающим, кто захочет, будет вакцинироваться. Кто нет, нет. И будет брать на себя риски дальше болеть вот некоторыми болезнями. Еще раз, никто никого не обязывает. Где вы видели, что поставили обязательно, что все должны пройти через это? Каждый берет свое, принимает свое решение, исходя из того, что готов взять на себя риски. Виктория Антон. Bună ziua! Cum stăm la capitolul nunțile? Mulțumesc! Victoria, nunțile vor fi? Și normal, nu putem, și pe timp război, când era războiul cel, știm noi care război, și primul și a doilea, nunțile mergeau, cum a treile mergeau. Viața merge înainte, tineri împreună, acum trebuie să apară copii, trebuie să facă nunțile, dar cum altfel? Întrebarea este doar, haideți să nu le facem mari. Doar nunta nu e obligatoriu să fie 300-400 de oaspeți și tragem chef de asta, ca după aceea să îmbolnăvești jumătate de țară COVID din cauza la un muzicant sau din cauza la un chelner. Asta e problema. Nimeni nu interzice evenimentele. Pur și simplu am spus, haideți evenimente, țin cont de recomandările medicilor, mai mult de 50 de persoane să nu aibă loc. Până la 50, eu cred că moldovenii noștri stare deștepți și repede o să găsească, să înțelepți. Sunt hâtri. A să facă nuntă de 100 de oameni, dar în două săli, un la etajul 2 și un la etajul 1, 50. Nu, hai să fim realiști. Nu e clar că nimeni nu interzis nunțele, dar înțelegeți-ne și pe noi. În multe țări, s-au interzis în genere mai dur. Uitați, în majoritatea țărilor europene, toate măsurile publice până în octombrie sunt interzis. De ce că vrei Dodon sau vor socialiști sau vrei nu știu nici că să vă pună vouă piedici? Uităm de situația reală. Pentru că riscurile pandemiei, cum am spus mai înainte astăzi, sunt mai sus, persistă, el o să fie în continuare, încă un an de zile noi trăim cu coronavirus, trebuie să fim conștienți, un an de zile încă trăim în situația asta. A să fie mai mulți, mai puțini, 3.000 infectați permanent sau activi sau în același zi, 2.000, 4.000, ia că așa o să fie și o să luptăm cu asta în fiecare zi. Asta e problema. Tak. Și voi ați finalizat? Ia stai să văd că mie mi se pare că cineva îmi scrie așa la direct. Îmi scrie la direct, să vedem, tak, domnul președinte. O, deja cineva scrie, domnul președinte, bună ziua, am văzut că v-ați manifestat deschidere totală pentru participare. Cozer scrie, Alexandru, bună ziua. Așteaptă rândul, o să vedem și la tine. Tak, aici a mai fost ceva. Asta... Ok, stimați colegi, cam astea au fost întrebările. Eu cred că a fost o emisiune interesantă, o oră și 10 minute. Eu vreau să vă mulțumesc la toți, vreau să vă urez la toți sănătate, vreau să vă felicit încă o dată cu Ziua Europei, astăzi este Ziua Europei. În mare majoritatea țărilor europene, și la noi, eu consider că azi e Ziua Europei. Simțiți-vă europeni în suflet. European nu înseamnă euro remont acasă. European înseamnă valori europene. Pe care... Noi toți vrem să le simțim.
Și care sunt proprii cetățenilor noștri din Republica Moldova. Vreau să vă felicit cu sărbătoarea de mâine, este ziua Victoriei. Noi cu regret mâine nu putem face manifestări în masă, pentru că este situația cu COVID-ul, dar eu cred că puteți găsi posibilitatea în grupuri mici, 2-3 persoane, să depuneți flori la monumentele care sunt practic în toate localitățile din Republica Moldova și știu cum mulți le-au reparat. În ce sunt de situația curentă, nu, o să trecem și peste ea. Înțelegem provocările, înțelegem problemele, totul va fi bine. Totul va fi bine. Sănătate și succes!